au vedeți că fiecare candidat. O mențiune aș avea. Vă rog, doamna Buzoianu, o mențiune. Da. Deci, cu toată țara a văzut, practic, cum PNL-ul a fost salvat de la o rușine de a candida și de a scoate sub 10% prin această comasare, pentru care s-au rugat niște luni de zile și s-au milogit ca să poată să fie făcută această comasare, să-și ascundă ei, de fapt, dezastru din sondaje și dezastru din rezultatele obținute până acum. Evident că în urma acestui cadou făcut de PSD către PNL, care practic le-a zis, haideți, veniți aici cu noi, fiți exact partidul nostru, dar un pic pe galben, evident că după aia PNL-ul trebuie să renunțe la ceva. Oricum PNL nu renunță la foarte mare lucru, pentru că deja a renunțat la tot. Doctrina, în numele căruia spuneați dumneavoastră că astăzi munciți, este o doctrină care nu mai este reprezentată de acțiunile dumneavoastră. Haideți să ne reamintim că nu este nimic liberal în a crește de 3 ori taxele într-un singur an, nu este nimic liberal să luați măsuri care au dus la un număr record de firme care s-au închis numai anul trecut și anul acesta este la fel, nu este nimic liberal într-o inflație de cea mai mare inflație la nivel european, nu este nimic liberal într-un deficit de 1,7% din PIB. Nimic din toate aceste lucruri nu sunt liberale, pentru că nu mai există liberalism. Să-i dăm prilejul domnului Hava să vă